În cartea Exodul, capitolul 20, versetul 14, stă scris: să nu comiți adulter. Dacă porunca a doua și a patra vorbesc despre datoriile părinților față de copiilor, iar porunca a cincea despre datoriile copiilor față de părinți, ultimele două porunci, care se referă la familii, vorbesc despre relația dintre soți. Porunca a șaptea este cea din tâi dintre ele și spune foarte direct că soții au datoria să păstreze curat legământul căsătoriei, la care însuși Dumnezeu a fost martor. Nu doar că starea de bine din familie are și o influență evidentă asupra copiilor, dar și modul nostru de comportare este pentru ei aproape singurul exemplu clar despre ce înseamnă familia. Tocmai de aceea, așa cum ne învață istoria lui David, o greșeală în privința aceasta scade autoritatea morală a părinților în fața propriilor copii, ceea ce, trebuie să recunoaștem, nu este puțin lucru. Iisus însă merge și mai departe și spune că tot o încălcare a poruncii a șaptea este și privirea mânată de poftă sau gânduri păcătoase. Părinții au datoria de a fi un exemplu pentru copiii lor nu doar în ceea ce fac, ci și în ceea ce spun sau privesc. Expunerea noastră la imagini cu conținut imoral ne afectează mintea și ne erodează propriile valori morale, indiferent de vârsta pe care o avem. Glumele ușuratice, aluziile nepotrivite, istorisirile siropoase despre păcate făcute în vremea în care nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, sunt o invitație pentru tineri și copii pe un drum care nu duce niciodată spre adevăr. Ar trebui să încurajăm pe copiii noștri să păstreze inocența copilăriei și preocupările specifice vârstei lor, veghind cu dragoste la ce privesc, la ce citesc, la lucrurile care îi preocupă sau la prieteniile pe care le dezvoltă. Oferindu-le suficiente activități care să îi țină concentrați și preocupați cu ceea ce îi ajută să-și formeze un caracter echilibrat, implicându-ne activ în viața lor și călăuzindu-le pașii pe drumul sigur al principiilor veșnice, le dăruim cel mai frumos dar cu putință. Iar atunci când vor dori să facă primul pas într-o relație de prietenie cu cineva care le-ar putea deveni partener pentru toată viața, să-i însoțim cu rugăciunile și dragostea noastră. Doamne, ajută-ne să fim exemple de moralitate pentru copiii noștri, atât acasă cât și în biserica Ta. Există ceva în ceea ce faci sau privești de care nu ai vrea să știe copiii tăi? Roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea putere să renunți chiar azi.